Guvernul Orban a dat ordonanță de urgență prin care, sub pretextul restructurării, se pot vinde active ale celor mai valoroase companii profitabile din energie și sistemul bancar. Partidul Național Liberal vinde la bucată toată zestrea țării, care a rămas neatinsă de toate guvernele României din 1990 până în prezent. Guvernanții liberali nu se satură cu amanetarea următoarelor trei generații de români prin împrumuturile enorme pe care le-au contractat în numele fiecărui cetățean. PNL a început bișnița cu ultimele companii de stat profitabile ale României. Guvernul Orban este samsarul de lux care tranzacționează cele mai de preț active și pasive ale statului român. După ce Parlamentul, prin votul PSD, a suspendat timp de 2 ani orice tranzacție privind companiile statului tocmai pentru a împiedica vânzarea pe nimic a acestora în timp de pandemie, guvernul își recompensează clientela politică. PNL se face vinovată de trădare națională, vom vota împotriva acestei ordonanțe de urgență a marilor tunuri împotriva României și a românilor, au spus senatorii Partidului Social Democrat.